Fotoliul cu ghimbi. Fotoliul cu ghimbi. La fotoliul cu ghimbi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie votabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Suntem în comuna Dobra, în județul Hunedoara. Doamna Narcisa ne-a scris zilele acestea pentru a ne reclama faptul că duce un mic război cu autoritățile publice locale de aici, care, din punctul dumneavoastră de vedere, fac o mulțime de ilegalități. Doamna Narcisa, de ce ne-ați chemat? În primul rând, cred că cu această minune de aici s-a ajuns la limita suportabilului. De o săptămână în situația asta, au venit, au săpat și au lăsat așa. În urma unei postări pe care am făcut-o aici, fiind o zonă care se scurg apele de pe deal, dacă observați, e cea mai ridicată și normal că se forma noroi. Trebuia făcută o rigolă ca lumea, îngustă, și asigurat scurgerea apelor. Deci din câte văd eu, în momentul ăsta, dumneavoastră nu mai puteți intra în pot. Am pierdut clienți la mașină. Eu abia circul. Eu am un genunchi operat, celălalt prinde gonartroză. Plus, dumneata ce face dacă ar veni și ar face așa ceva? Ca să arate cine e. De ce? Mă gândesc că lucrările astea au un motiv. Da, lucrările astea au un motiv. Vrea să-mi arate, să mă pună la punct, pentru că eu i-am semnalat toate ilegalitățile, le și postez. Am fost și în instanță, am un proces încă pe rol. Și obstrucționează chiar și justiția. De un an de zile ne chinuim să obținem niște recalculări de impozite, pe care nu vreau să le dea, că nu vor. Am avut încă un proces unde ceream să-mi elibereze, să-mi transmită un act de, cu informații publice. A trebuit să apelez la instanță. Pe ce fac pentru orice apelez la instanță? Că și avocații și mai ales nervii totul costă. Ajunge acolo. Haideți să revenim la ceea ce vedem aici. Care este scopul acestor săpături, din câte știți dumneavoastră? Ce vi s-a spus? Domnule, nu mi s-a spus nimic. Mie personal nu mi s-a spus nimic. La vecina i s-a spus că avea niște nisip și să ia nisipul și câțiva bolovani să-și ia că vin să sape. I-au luat piatra, au încărcat-o și au dus-o nu știu unde, i-au luat tuburile. Aceeași situație s-a întâmplat și la mine, tuburile de la acces, cele două tuburi Premo și Țeava, au lăsat numai Țeava, probabil că n-am mai avut loc sau nu le mai trebuia. Și nu ne-a spus nimeni nimic, de o săptămână stăm ca proștii. Remarcați și dumneavoastră că numai eu, care sunt împotriva lui total, pentru că nu face ceea ce spune legea, își închipuie că e... De fapt, primăria a devenit SRL Pădureanu, ca să fim scurți. Și ea, care iar nu l-a votat și are probleme pe tema asta. Uitați-vă, numai noi, cele două gospodării, nu avem acces. A stat de vorbă cu domnul primar, ce v-a spus? Păi, dar nu eu i-am săpat lui accesul, el mi-a săpat mie accesul și cred că aș fi trebuit să-mi spună, măi, nană floare, uite așa, așa. Dar dumneavoastră ce vrea să spună? Cum a săpat primăria pe marginea drumului aia național, că totuși suntem pe un drum național? Aia mă întreb și eu, că e în dunga drumului național, fără proiect, fără aviz de la drumuri, fără specialist. Păi de-aia o săpat, acolo v-am spus, e un zid de sprijin, e periculos să alunece casa la o ploaie mai ploaie. Unde e grămada aceea de pământ, da, de fapt e un zid de apropiat și filmat, sunt numai pietre și pământ, care țin în pitul care trebuie să nu alunece. Pe aici au fost lucrări de îmbunătățiri fungiare, făcute de vechi OIF, care știa ce face. Acum ne uităm dacă se duce casa, dar eu cred că nu vor rămâne lucrurile gardul, astea. Cred că... Gardul i-a plecat, gardul între căști pe unde să scurge apa, iară să vedeți că e așa. Deci sunt treburi serioase aici, nu să vină nu știu ce vătav, să sape și gata. A săpat și ce-a făcut? Ce-a făcut? Uitați-vă ce-a făcut. Tu nu înțeleg care e rostul acestei săpături. Vă rog frumos să-l întrebați pe el. Siguranță. Eu n-am reușit să obțin niciun răspuns, sunt în situația asta, o să apelez la lege până la capăt, până la capăt cu orice risc, poate să vină să facă ce vrea, că și eu o să fac ce trebuie. Și să vedem ce este din războiul ăsta. Pur și simplu, mi-a încălcat dreptul accesului liber la proprietate. Eu cred că e un drept constituțional.
Nu? Vine neica nimeni? Moștenitorul? Hai să fim serioși. Am dreptul și libertăți? Am dreptul să circul liber? Uitați ce liber circul. Poate îmi rup picioarele și mă plătește pe una bună. Doamnă ferește, îmi spuneați ceva despre impozite și taxe. Oh, domnule. Cu o hotărâre de Consiliu ilegală și neconstituțională, a crescut impozitele mai mult decât dublu. În baza... Uitați-vă cum se circulă! Cum așa se circulă toată ziua! În baza acelei... Mă gândesc că s-a văzut. Păi da praful de la... În baza istoricei. Ordonanțe de urgență 114. Nici o primărie n-a crescut impozite de la 102 la 242. Ilegală, constatată și de Curtea de Conturi. Sunt documente în sensul ăsta. I s-a pus în vedere să intre în legalitate. Au trecut 2 ani și n-a făcut treaba asta. A făcut 2 ani și n-a făcut... Mărite, că adaugă inflația. La pensii nu s-a adăugat inflația, la impozite se adaugă. Toată Comuna Dobra ar fi trecută în zona... Absolut! Vă dați seama? Vă dați seama? Cine poate să facă asemenea enormitate? Mai ales în condițiile astea. O comună, nu comuna, satul de reședință Dobra, a Comunei Dobra, este tot zona. Hai să căutăm la codul fiscal să vedem ce spune asta. Hai să ne uităm în documentațiile. Am cerut extras din documentația de urbanism care s-a făcut pe vremea când eu lucram aici și eu știu ce prevede, dar îmi trebuie Ausweisul. Prin hârtii nu trece glonțul, spunea un primar de aici. Nu vrea să-mi trimită. Dar cu stația de epurare ce? Care stație? V-a spus cineva că Dobra are stație? Cred că e una la Mihăiești sau Mihăiești. La Mihăiești? Mihăiești. Este, stație este, într-adevăr, este stație. Dar atât. La Dobra se diversează direct în râu. Ecologic, nu? Absolut. Și nu numai. Râul Dobra, care dacă s-a merge, se varsă în Mureș. Eu ca pescar nu mai pescuiesc atât. Ai putea duce acolo după ce vorbim cu domnul primar să ne arătați? De ce nu? Am tot interesul. Având în vedere că omul ăsta are lege, poate nu știați, de la Dobra e parlament. Nu contează ce legi de parlamentul sau guvernul. Le face Pădureanu oi. Pădureanu fiind primar. Pădureanu fiind vătaf, nu primar. Primar nu cred primar, că se poartă. Pentru dumneavoastră, pentru mine e vătaf. Păi, mergem la primărie să vedem ce are de zis domnul primar și poate cine știe. Poate îmi transmite și mie. O să vedeți materialul, cu siguranță. Absolut. Cu dumnealui să vedem ce da, 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 da. Și să-mi spună și mie ce are de gând. Că eu știu ce am de gând, dar nervii sunt întinși la limită. Sau la accesul pe proprietatea dumneavoastră și a câtorva vecini,
pe marginea drumului național, dumneavoastră ca și primărie ați intervenit cu bune călătorul primăriei, ați săpat un mini șans pentru șansurie, ați atins printele de pământ și, mă rog, ați lăsat lucrurile așa. Doamna se plânge că în momentul ăsta nu are un acces așa cum trebuie pe proprietatea domniei sale, că la fel sunt și vecini și că dumneavoastră nu i-ați oferit nicio explicație pentru lucrul ăsta. Ce, cum puteți face? Nu i-am oferit nicio explicație deoarece am fost personal acolo și nu era acasă. Am fost de două ori, decât în două zile care s-a lucrat la brigola de pământ respectivă și nu era nimeni acasă. Nu am avut cum să-i explic doamnei, dar pot să explic acum, pentru că din cauza sesizărilor cetățenilor care fac naveta cu mașina către Deva Mintia spre municipiul Deva în general, acolo întotdeauna exista apă pe drum rezultată din apa de pe versantul din spatele casei doamnei și datorită înghețului putea oricând să înghețe să se producă un accident foarte grav acolo, chiar cu pierdere de vieți omenești, pentru că apa când mergea... Și mașinile din cea cu tăcerbură corită de care nu e de ce. Da, cred că poliția trebuie să își facă... Poliția ar trebui să își facă mai mult datorii. Da. Dar și în legătură cu accesul, accesul va fi practicabil în momentul în care primim țevile. Da, de ce am încercat să... Doar pentru apă? Doar pentru apa de pe drum, pentru că în zona respectivă era apă pe drum și se acumula de pe versant și ajungea în drum. Pe bun, asta nu era problema în drumul național, pe drumul național, de ce a trebuit să intervină primăria acolo? Păi, oricum, în intravilanul... Nu e gol, nu e absolut nimic, ăștia de la drumul național nu... Da, în intravilanul localității, inclusiv cetățenii au obligația să își întrețină rigolele chiar și de pământ. Adică există, există ordonanța 21 pe 2002 care este în vigoare și care ne spune că inclusiv persoanele fizice trebuie să-și întrețină șanțurile, rigolele și tot ceea ce ține de accesul pe proprietate. Bun, dar revenind, de ce nu fac cei de la drumul național o lucrare așa cum trebuie? Că până la urmă vorbim de apa care se duce în drumul național, pericolul, eu știu, trebuie înlăturat de cei de la drumul național, că mă gândesc că ei e creștianții de la Franții și mai departe. Da, 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 da. Fac lucruri de genul ăsta? Eu bănuiesc. Ați discutat cu cineva de acolo? Da, am discutat și cu șeful de district și bănuiesc că din lipsa banilor. Da. Se întâmplă chiar și ei să nu aibă bani. Da. Deoarece puteau să repare, să repare covorul asfaltic dacă erau bani. Măcar. Care vedeți cum arată până la de. Bun, deci asta ar fi explicația. Păi și ce se va întâmpla acolo? Se va întâmpla următorul fapt. Adică o să vină țevile, o să le montăm acolo, să aducem balast, pământ și să rezolvăm cele două accese pe proprietate. La doamna și dincolo la vecini. Bună, zicea doamna că... Eu vă spun numai ce spunea. Da. Bă, am înțeles că arunii război cu noastră, cu primăria. Nu ar avea de ce să aibă, pentru că noi nu ne cunoaștem. Cred că o singură dată, dacă mi-amintesc, ne-am întâlnit față în față și nu ne cunoaștem foarte bine. Adică doamna a venit de la Brâznic, am înțeles că s-a mutat la Dobra și de atunci nu ne-am întâlnit niciodată față în față, măcar să ne salutăm. Mi-a spus ceva de niște impozite constatate ca fiind ilegal încasate și de către conturi vis-a-vis de zonarea localității. Da, este vorba de zonă. Comuna e în forma Curtea de conturi, din ce am văzut eu la raportul ei, a spus că doamna are dreptate. Mă rog, mai există și altele pe acolo, dar nu vorbim sigur. Eu cred că dreptatea e împărțită. Zonarea s-a făcut pe legea veche, a
taxelor și impozitelor, în care toată Dobra era zona A. Acum vine Curtea de Conturi și spune că ar trebui să zonăm centru A în funcție de, de situația instituțiilor în localitate, să zic așa. Cu primăria, cu centru să fie zona A și începând zona B, C, D. Dar sunt sate în care nu se poate face zonare. Adică nu ne... Nu știm care e centrul sat. Da, nu putem. E o singură stradă care nu avem de ce să ne legăm ca un centru de comună, să facem cercuri concentrice din ce în ce mai mari pentru a, a stabili zone. Nu, asta nu ne lăsăm. Da, doamna de trecut. Păi, noi în momentul în care facem, trebuie să facem hotărârea de Consiliul Local pe toată comună. Putem face doar pe o localitate, pe satul Dobra. Bun, zic oamenii că au crescut în politică și că s-au dus la... Nici nu știu dacă au crescut, cred că în 2019, că prin ordonanța, îmi scapă numărul ordonanței, în care au crescut undeva la 15, între 15 și 25%. Da sau nu, acum... Din punctul doamnei de vedere e mult, din punctul meu de vedere am fost la minim 10 ani și trebuiau mărite. Anul acesta am mărit doar cu rata inflației 3,8. În fiecare an se pot mări conform legii până la 10%, 20%, dar noi întotdeauna am mers pe minim de ani de zile. La un moment dat trebuia o mărire. Ce cu stația de depurare și cu hârtia de la apă pe urmă care vă cere să intrați într-o altă localitate pe termenul 20 sau 20 decembrie. Da. Acolo, stația de depurare, avem o problemă de funcționalitatea stației. Adică stația este proiectată undeva pentru a intra în stație o anumită cantitate de apă, adică undeva la minim 6.900 de metri cubi pe lună, și apa prod vinde apă undeva la 1.350 de metri cubi pe lună din rețeaua de apă existentă. Păi asta categoric... înseamnă că rest diferența de... adică nu există diferență. Este debitul care și iese în stația de epurare? Da, da, care iese în stația de epurare. Stația de epurare fiind foarte mare, automat, pentru a funcționa, ar trebui minim cantitate de 6.900, pe care nu avem în momentul de față. Păi bun, și ce e de făcut? Am cerut... E o diferență mare, da, de 5 ori. Am cerut punctul de vedere de la APAPROD și am angajat o firmă. Întâmplător se face că e aceeași firmă care a și montat instalația și încercăm să vedem dacă se mai poate porni. Dacă nu, o să ne dea un punct de vedere, deși ei spun că foarte greu se poate porni, că nu este cantitatea de dejecții corespunzătoare. Adică stația de curare de fapt nu mai curează, iar în râu se varsă ceea ce vine din gospodării rămâne. Nu se varsă în râu, pentru că există două decantoare prin care grosierul rămâne acolo. Da, bacteriile mai trec, dar indiferent de situație, noi și dacă încercăm să amorsăm stația de curare, băgăm acolo bacteriile care se înmulțesc și mănâncă dejecțiile, așa, la un moment dat, în 2-3 săptămâni, o să moară pentru că nu are suportul pe care să... Am înțeles. Eu cred că problema pare simplă, dar nu e. Și mai mult decât atât, e un lucru gravă, ca să spun așa, pentru că sunt două sate care deversează acolo, o stație de depurare care nu funcționează la capacitate sau aproape deloc,
niște bani investiți, bani investiți în investiția în canalizare, fost din fonduri proprii sau guvernamentale? Fonduri europene, din 2010 undeva, acum 11 ani, dar na, noi preferam stația asta undeva în Dobra, cu canalizare pe Dobra. Mă gândeam că Mihăiești, Roșcani plus Dobra se apropiau undeva de valoarea de 6.900 de metri cubi, care trebuia să intre în stație. Să vedem pe parcurs ce se întâmplă, chiar de mine interesant cum se stă stația de tare și sunt convins că mai există și în alte localități astfel de... Nu la asemenea capacitate. Noi preferam să fie echilibrată cu cantitatea de apă vândută. Atunci nu era nicio problemă, obțineam autorizații, avize și funcționa... Păi da, dacă s-a făcut proiectul inițial, cine l-a făcut, cine l-a implementat, l-a gândit, despre ce n-a știut, care... S-a gândit o situație destul de inedită, adică de a pompa canalizarea din Dobra în stația de epurare Mihăiești, ceea ce e o nebunie din punctul meu de vedere, adică râul curge de la Mihăiești, Roșcani, Mihăiești, Dobra. Și noi să pompăm dejecțiile în stația de epurare de la Mihăiești era o nebunie. Adică stația trebuia făcută undeva în Dobra și tot să vină gravitațional să intre în stație. Da. Mergeți cu noi la doamna să stăm de vorbă cu ea, să vedem? Mergem dacă putem sta. Cum v-am zis, nici nu o cunosc, nici nu ne-am întâlnit niciodată față în față. Da, am înțeles. Să mergem. Iată, stimați respectatori, suntem cu primarul comunei Dobra, cu doamna Narcisa, cu sărcele mei. La locul faptei. La locul faptei. Vreau să-l ascult pe domnul primar ce are de spus. Eu am spus în preambule. Păi, pentru că la un moment dat, de pe versant, se scurgea apă. În momentul în care plouă, toată partea de drum național era inundată, existând pericole pentru a îngheța și a se produce accidente. Noi am intervenit pe lângă drumul național pentru că era normal să fie o rigolă aici, chiar și de pământ, da, și la fel de normal era să fie întreținută. Acum, eu zic că, cetățenește vorbind, se putea întreține pentru a se scurge, pentru că, vedeți, în momentul în care nu plouă, cantitatea e foarte mică de apă. În momentul în care plouă, da? Pentru că ordonanța 21 pe 2002... Păi tocmai de-aia am făcut rigol. Bine, în momentul în care vor veni țevile, o să aveți și acces la tot de tap. Asta ce înseamnă? Nu putem să... Eu sper că în două zile să vină țevile. E mult, domnul primar. Eu știu, doamna Narcisa, dar... Unul la mână. Aceste lucrări trebuiau făcute cu un proiect cu avizul drumurilor naționale. Doi la mână. Trebuiau făcute de specialist. Aici e un zi de sprijin și ați luat din el. Și se va duce. Va începe gardul și casa. Trei la mână. Aceste lucrări se execută de specialiști și în momentul în care mi-ai afectat dreptul de acces la proprietate, în ziua aia îl și refaci. La noi a trecut o săptămână, deci nu cunoaște nici legislația. Păi dar nu se cunoaște legislația, da? Da. Eu am lucrat cu ea. Da. Din păcate am lucrat și la primăria Dobra și nu vrem să ne reproșăm acum. Eu n-am venit să reproșesc nici să... Vorbesc în contradictoriu cu dumneavoastră. Asta e părerea mea. În momentul în care vin țevile, o să rezolvăm accesul. Domnul Dragă, nu se lucrează după păreri, se lucrează după lege. Întrebați pe cine vreți. Mi-ai stricat accesul, în ziua aia l-ai făcut. În ziua aia l-ai făcut. Nu? Aveați obligație. Nu limitezi dreptul de acces la locuință. Aveați și obligație de a întreține rigola, aia, indiferent aia, când. Ce să întrețin, domnule, că n-a fost rigola aici? Hotărăște-te ce spui. Ai zis că trebuia să întrețin rigola. Care rigola? Că nu exista. Era teren drept. Dacă era să fac. Dumneata știți a fost aici, eu înainte? Eu știu, da.
Am și poze, am și poze. Acum haideți să vedem care ar fi soluția, că până la urmă n-are... Da, stați un pic. Deci noi în momentul ăsta filmăm, dumneavoastră n-ați reclamat. Da, așa. Strict despre situație. Uitați situația. Să întrebați, domnule, întrebați pe cine vreți. Poze cu ce? Cu apa de pe drum și cu apa acumulată drum, între drum. Eu vorbesc de Nicolă. Ai spus că aici a fost Nicolă. Da. Unde e Nicolă? Uitați aici, dar dacă e colmatată. Dacă tu te-ai acum înseamnă că ai săpat Nicolă. Dumneata, înțelegi că Nicolă e un șanț? Rigola este o lucrare care presupune supătură și profile există, prefabricate de rigola. Circulabile sau nu? Două secunde, doamna Narcis. Deci din câte văd eu la... Două secunde. Doamna Narcis, domnul primar. Eu văd la 20 de metri în fața mea o țeavă cu o intrare amenajată. Probabil că așa o lucrare să arată și eu. Bineînțeles. Vedeți acolo, se bată acum. N-a existat, domnule, ți-am arătat pozele. Aici a fost pământ. Este și greu de rezolvă Nicolă. Eu sper ca în două zile să rezolvăm accesul. Noi nu... Tu-i nevoie să portezi pe mine. Dă telefon la... Inclusiv dacă va fi sub 0 grade, o să aducem material pentru și țeava pentru o montare. Înțeleg că e neplăcut, dar asta e situația. Până la urmă, precipitații nu două zile la situația, rând... Situația asta e creată dumneata? Nu, asta e situația. Asta pot să zic și eu, că ați creat-o dumneavoastră, da? Acum, eu n-am venit să fiu arbitru într-o... Eu v-am arătat documentele, știți ce spune legea, veniți și vedeți. Alte chestii nu le-ai văzut pe ulița asta, nu? Sunt multe de rezolvat. O să le vezi. Bine. Da. Atunci și pe băieți să vadă ce e la mine în veci și ce o costă în veci. Să dărâmă casa pentru un șans nefăcut. Și acum dacă îi lați făcut, nu-i bine. Da. Nu-i bine că lați. Haideți mai aproape. Dar să dărâmă casa și că se scurge canalizarea în grup. Se scurge canalizarea în grup. Uite pe aici. Mai spune? Nu. Deci să vină să vadă că venea toată apa la mine în veci, sub casă. De aici, așa cum dacă a făcut domn primar șanțul, nu-i bine că l-a făcut. Lasă-o ce astăzi, băi. Curgea apa în drum aici, nu putea trece o persoană. Nu s-a atins ca să-l adâncească. Deci nu are dreptate, băi, ce? Deloc nu are dreptate. Deloc. Deci s-a făcut, e foarte bine, eu promis domn primar că aduce tub, că pune tub, dar dacă au fost ploile astea acum și înghețul, a adâncit. Șanțul, a făcut foarte bine, că oamenii nu au pus mâna pe o lopată să-l adâncească puțin. Purcea apa în drum. Putea să omoare pe cineva. O mașină, când a fost în ghețul ăsta, acum dădea în copii. Copiii pune merge, n-aveau pune merge. Și nu se poate. Stimați spectatori, cam asta s-a întâmplat astăzi în Comuna Dobra. Am ascultat-o și pe doamna Narcisa, l-am ascultat și pe domnul Pădurean, primarul comunei, l-am ascultat și pe vecini care, iată, vin în sprijinul primarului. Concluziile le trageți dumneavoastră singuri, pentru că noi nu facem altceva decât să vă prezentăm lucrurile așa cum sunt. Discuțiile continuă undeva în spatele camerei de luat vederi. Nu uitați, rămâneți cu Capital TV, televiziune pe bune.
cu ghimbi, fotoliul cu ghimbi. La fotoliul cu ghimbi, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.